Angajatorii pot beneficia de un stimulent financiar lunar în valoare de 250 de lei, acordat din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru fiecare elev și student încadrat în muncă pe perioada vacanței. Angajarea elevilor și studenților se poate realiza pe perioada vacanțelor, iar stimulentul se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic pentru fiecare elev și student pentru care s-a încheiat contract individual de muncă. Diferența dintre stimulentul lunar acordat și salariul realizat se suportă de către angajator din fonduri proprii. Beneficiază de stimulentul financiar lunar angajatorii care încadrează în muncă elevi și studenți în baza următoarelor documente: a. Contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacanței, încheiat în condițiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parțial. B. Contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanței. Se precizează într-un comunicat de presă al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi și de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă. Pentru a beneficia de acordarea stimulentului financiar, angajatorii trebuie să încheie o convenție cu Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Județeană, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor și studenților.